Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. În seara aceasta am invitat-o alături de mine pe Gabriela Braniște și pentru că se apropie un moment foarte important pentru noi ca țară, pentru noi ca români și vorbesc acum despre ziua noastră, 1 decembrie, am ales un subiect pe această temă și voi discuta cu Gabriela despre ce am ajuns noi ca români, ca neam, ca popor și care este drumul nostru. Bună seara, îi spun invitatei mele, Gabriela. Ce faci, draga noastră? Cum ești? Vedem că ai schimbat decorul. Dacă ești tot acolo, în Apuseni, sau ești în altă parte de data asta când facem emisiunea? Mă bucur să te regăsesc. Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru oportunitatea de a aborda un astfel de subiect dintr-o altă perspectivă decât perspectiva istorică pe care ne-a servit-o educația. Sunt în apropiere de Alba Iulia, pentru că în curând va avea loc un eveniment cu răsunet în sufletele noastre, un moment extraordinar în care noi, ca neam, ca țară, ca popor, experimentăm uniunea, unirea în suflet și în simțiri. Sunt de asemenea aproape. Te-ai dus și tu acolo la Alba Iulia să simți cumva mai profund toată această sărbătoare. Da, și în același timp, în apropiere, sunt în apropiere de Cugir, unde în 30 noiembrie va avea loc un eveniment excepțional, un eveniment care adună împreună Tracogeto-Daci, care vor împărtăși cuvântul viu istoric în jurul focului, bineînțeles, în energia lupului dacic, lupului alb dacic. Deci, iată, sunt în această energie și, fiind în această energie, am propus acest subiect pe care tu l-ai îmbrățișat și care presupune, în genere, un concept pe care noi îl cunoaștem sub denumirea de istorie. Este oare istoria? Mai este oare istoria importantă pentru noi în acest moment? Da, bună întrebare. Cine mai sărbătorește, cine mai rememorează, cine mai retrăiește trecutul istoric într-un prezent într-atât de tumultos cum este cel pe care noi îl trăim astăzi? Da. Voi lansa în această întâlnire un concept de gândire, de învaloare, așa cum ne-am obișnuit, un concept care va zgudui mintea celor treziți și care reprezintă tendința principală a vieții actuale. Este vorba despre conceptul de moralitate. Ce legătură are moralitatea în momentul actual, acest moment istoric și în sine toată această cavalcadă evenimențială de momente istorice vom decripta în această întâlnire. Mă bucur te rog să începem, pentru că sunt convinsă că ne-ai pregătit informații interesante și multe pe care cei care ne ascultă vor să le audă și să le îmbrățișeze și să le digere, pentru că, așa cum ziceai și tu, vii cu un concept de gândire nou. Te rog, Gabriela. Mulțumesc. În aceste momente sunt ultimele momente ale anului 2023, în aceste momente când noi ne pregătim să intrăm într-o nouă energie a unui nou an, odată cu această iarnă, pur și simplu ne resetăm pentru un nou început. Ei bine, este momentul unui bilanț, dar în același timp este un moment prielnic pentru crearea viitorului. De aceea eu voi adăuga în
această ie, în această geometrie a creării viitorului nostru ca, ca țară, ca popor, ca neam, această piesă lipsă sau oarecum ignorată din puzzle. Voi vorbi despre ceea ce reprezintă conceptul de moralitate, despre rolul zeului Zalmoxis și al tradiției Cogaiunului în evoluția formării poporului român și a limbii române. Dumnealui zeul Dumnezeu, destăpân peste zămislitor Zalmoxis, a apărut în contextul în care activitatea de tip dionisiac a devenit imoralitate și a necesitat implementarea normalității umane. Vorbim despre anul 600 înainte de Hristos. Zalmoxianismul s-a născut ca o contracarare a epocii cunoscute sub denumirea de epocă dionisiacă. Știința zalmoxiană reprezintă anihilarea imoralității. Este surprinzător că ceea ce s-a petrecut cu aproximativ 2500 de ani în urmă se repetă astăzi. Pentru că în acest moment, în acest prezent, e bine, trăim ceea ce reprezintă maximul de imoralitate. Trăim un moment actual de teribilă imoralitate, imoralitate în toate sensurile conceptului în sine. Ceea ce se denumește pentru epoca noastră imoralitate, însă s-a îmbogățit sensual ca sens. Dacă la anul 600 înainte de Hristos, imoralitatea legii zeului Dionisos se era la neamurile agatârșe, la modul de organizare socială a acestor neamuri, în mod special la crearea progeniturilor și rolul femeii și al bărbatului. Dacă se referea la orânduirea care se desprindea din poziția femeii și a bărbatului în societate, imoralitatea de astăzi este un concept care se îmbogățește cu sensuri noi peste cele vechi. Din perspectiva în care cuvântul imoralitate s-a construit, s-a dansat în timp istoric și a căpătat experiență concret senzorială, el s-a îmbogățit cu numeroase alte sensuri. Sensurile noi s-au adăugat conceptului și astfel imoralitatea, în accepțiunea prezentă, denumește o varietate de sensuri pe care le observăm prin criptestezie și clar vedere, concepte despre care noi am discutat într-o emisiune trecută. Epoca dionisiacă se află în plină desfășurare și astăzi. Pe lângă vechile sensuri sociale, doctrinare, educaționale, orânduitoare, conceptul de imoralitate se îmbogățește cu un sens nou care este în sine sensul epocii pe care o trăim. Și anume, moralitatea este în conexiune inextricabilă cu sănătatea unei populații, a unei societăți, sănătatea fizică și mentală a membrilor comunității respective. Noi astăzi suntem o populație imorală și pentru că ne-am pierdut sănătatea. Imaginea societății din spațiul Carpatul-Danubiano-Pontic din momentul actual este imaginea unei societăți manipulate din punct de vedere al sănătății și a ceea ce reprezintă sănătatea și starea de bine a unei nații. Deci, imoralitatea, pe lângă vechile sensuri, capătă sensul de boală, deci imoralitatea capătă sensul de boală mentală, comportamentală, care se traduce ca accepțiune a tot ceea ce este export de îndivinare și cultură străină și, în același timp, capătă sensul de boală fizică ce se traduce ca tot ce reprezintă înstrăinarea de cultura străbună, de tradiția poporului din spațiul Carpatul-Danubiano-Pontic, de ceea ce reprezintă tara noastră, adică tratarea noastră. E bine, momentul de rememorare, 1 decembrie, este momentul de conștientizare istorică a acestor valori patrimoniale, atât de istorie și limbă, cât și de revenire la glie și la bogăția cultural-genetică a nației române. Pentru că medicina românului este știința despre suflet și trup de la Trapo Geto Daci.
Medicina este mediul, iar mediul este remediul. Mediul teritorial, geografic, hologramatic, cultural, lingvistic al poporului. Toate aceste concepte nu pot fi despărțite. De ce? Pentru că ele în sine creează o horă. O horă a unirii. Aici, în această horă, se dansează toate aceste concepte care reprezintă în sine moralitatea, sănătatea, starea de bine și capacitatea de a evolua, de a ne dezvolta ca țară, ca popor, ca nație. Bineînțeles că există numeroase idei care se desprind, pornind de la acest concept, care este un concept total original. Faptul că observăm că în parcursul său, cuvântul viu de la anul 600 înainte de Hristos, cuvântul viu moralitate, se îmbogățește prin experiențe concret senzoriale. Cu alte sensuri, este în sine bogăția noastră. Pentru că, iată, în acest concept de moralitate putem adăuga sănătatea, pentru că noi suntem în acest moment pe punctul de a juca sănătatea noastră și sănătatea copiilor noștri, sănătatea în sine a viitorului nostru, atât individual, atât organic, cât și spațio-temporal, teritorial, geografic, cultural, hologramatic. Deci suntem într-un moment extraordinar de important și această idee de moralitate care cuprinde în interiorul sensual și sănătatea este o idee cu totul nouă pe care o lansăm în România și am gândit să o lansăm în această emisiune. Dacă omul de astăzi, omul trezit... Mă bucur că ai te gândit să faci asta și să lansezi acest concept. Concept gândit de tine, Gabriela, nu-i așa? Sau sunt niște concluzii la care ai ajuns tu personal? Sigur. Sunt concluzii la care, în esență, noi, ca popor, ca nație, eu doar sunt o portavoce a acestui concept, a acestei, în sine, a exprimării acestui concept, pentru că sunt convinsă că mare parte din poporul român gândește în acord cu mine. Da. Sunt convinsă că fiecare dintre noi își pune la masa, la cina cea de taină, în familia sa, această idee spre gândire, o lansează, pentru că fiecare individ se gândește la binele său, la binele familiei sale, la viitorul copiilor săi și, în consecință, gândind toți la viitorul familiilor noastre, noi gândim în același timp la viitorul acestei țări. De aceea, realizând un astfel de intro, un astfel de prolog, intrăm în ideea principală a emisiunii. Și îmi permit îngăduința ta să facem prima lecție de istorie adevărată, și anume istoria care trebuie să fie, nu cea care ne-a fost implementată. Probabil. Cum să avem siguranța că aceasta este istoria adevărată și nu cea care ne este predată, de exemplu, la școală? Deși mulți dintre noi începem să ne punem întrebări, luând manualele elevilor și copiilor noștri sau nepoților, fraților, în cazul meu, și ne dăm seama că lucrurile deja încep să se schimbe în favoarea și poveștile și întâmplările relatate încep să ia altă direcție în favoarea celor, nu știu, poate care au ieșit învingători într-un anumit conflict. Cumva pare că este o istorie deformată, da, pe care învață și o vor învăța. Întrebarea ta este pertinentă și era nevoie de o astfel de întrebare
Pentru că în sine, în această toveresie, adică în tovărășirea noastră într-un adevăr, există astfel de întrebări care în esență ne vor conduce exact la răspunsul care trebuie să fie. Runele sunt dovezile incontestabile, istorice, care vor demonstra, au demonstrat, dar încă nu se cunoaște, dar care cu siguranță, cu certitudine, vor demonstra într-un viitor apropiat că istoria pe care noi am studiat-o și pe care ne-am încorporat-o pentru că am crezut în ceea ce ni s-a spus, nu este istoria care trebuie să fie pentru noi ca nație, ca popor. Este istoria care este. Ori ceea ce este poate conduce poporul către un destin implacabil. Însă istoria care trebuie să fie, cea decriptată din rune, cea decriptată din monumentul sacru de la Sarmisegetuza, cea care aduce cu sine știința despre suflet și trup de la Trakocheto Daci, cea care ne aduce kagyomagia, ei bine, toate acestea sunt fire, fire în Kogayon, sunt direcții de cunoaștere a unei istorii despre noi, cei care suntem cu adevărat. Paradoxal, dar cultura poporului român are o vechime de 12.000 de ani. Teoriile diversioniste, cum că poporul român nu ar avea o limbă și lucrul acesta este în sine afișat prin ceea ce reprezintă ca explicațiune în dicționarul limbii române, etimon necunoscut. Această formulă, în momentul în care noi căutăm un cuvânt, vrem să știm de unde vine acel cuvânt, din ce se trage, care este obârșia acelui cuvânt. Ei bine, dicționarul explicativ al limbii române ne spune etimon necunoscut. De ca și cum noi am avea o limbă, însă ea nu are nicio bază temporal-spațial-istorică. Deci, toate aceste teorii diversioniste, cum că poporul român nu ar avea o limbă, sau că pământurile din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic ar fi fost odată pustii și la îndemâna oricăror invadator, cu o trimitere, dar nu în mod special, la contele Apatii, fără justificare istorică însă, toate teoriile diversioniste pălesc în fața adevărului istoric despre originea poporului român și anul înființării sale. Acest cuvânt este extrem de important, anul înființării. Adică a luat ființă, s-a înființat. Noi ca popor ne aflăm aici. Pentru noi este aceea, aceea nu poate fi decât Dacia, încă de pe vremea Atlanților. Deci noi ca popor ne regăsim aici, pe aceste teritorii Carpato-Danubiano-Pontice, încă de pe vremea Atlanților. O scurtă introducere a acestei idei de Atlantida și această idee de Atlantida ne conduce temporal-spațial cu 12.000 de ani în urmă. Atlantida era un singur continent în care erau cuprinse Americile de astăzi, Oceanul Atlantic, continentul Europa, întins pe o suprafață de 144 milioane km pătrați. Mărturia acestui adevăr istoric stă în Stana. Da? În stana de piatră, adică înscris în rune, în monumentul sacru de la Sarmisegetuza. Anul 11.393, care reiese din calcularea unităților stâlpnice ce construiesc monumentul de la Sarmisegetuza, respectiv 383 de stâlpi, 610 lespezi și 104.000 blocuri de andezit, constituie cifra care corespunde anului în care începe România. Cataclismul de la anul 12.000 conduce la scufundarea Atlantidei și la actuala configurare a continentelor. Diferența de la anul 12.000 la momentul înființării
poporului român, anul 11.393, reprezintă timpul de 607 ani, timp suficient în care o masă de refugiați din vechiul continent, Atlant, găsește alimănire pe aceste meleaguri, în acest melegar carpato-danubiano-pontic. Deci noi românii, Gabriela, suntem descendenții celor atlantidienilor, nu? Da, suntem descendenții zeilor atlanți. Suntem descendenții zeilor atlanți, cunoaștem această istorie care, datorită modului în care a fost prezentată, a devenit pentru noi o legendă. Însă, toate aceste înscrisuri, runele, arheologia, lingvistica, în sine, toate aceste materii demonstrează istoria poporului român, anul înființării și existența Atlantidei, Atlantidă, pe care noi o cunoaștem sub auspiciul, definiția de epoca zeilor. Pe vremea Atlantidei, spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, spațiul românesc de astăzi, nu era pustiu. Aici se găseau abioii sau avioii, populația autohtonă, care se împerechează cu populația refugiată din Atlantida. Această populație din Atlantida, în sine sărăcită, trupește și sufletește după destrămarea epocii zeilor și catastrofa Atlantida. După destrămare în Atlantida, zeii s-au împărțit în trei grupări, ramura Teotihuacano, ramură ce se străduiește de-a lungul istoriei să refacă vechea teorie despre Dumnezeu cel adevărat și să refacă învățătura, ramura Aristocrates, Deotihuacano, adică dublul lui Dumnezeu care distrug înțelepciunea campestră Draveda și încarcă o doctrină de globalizare, ceea ce ai înțeles despre ce este vorba, cu siguranță, această ramură Deotihuacano, cei care încearcă această doctrină de globalizare și care se regăsesc astăzi în realitatea noastră, și cea de-a treia ramură de zei din Atlantida, constituită din Consiliul de Împăcare între zeii Teotihuacano și Deotihuacano, acest Consiliu de Împăcare condus de strălucitul Atlant Rama. Rama, Atlantul și ramaniții, Consiliul de Împăcare, discipolii, părăsesc Atlantida și se stabilesc în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Fica lui Rama, Zalmaxi, se căsătorește în acest spațiu, în acest melegar, cu căpetenia abioilor, adică a populației autohtone, denumit Como Andrus, și din căsătoria lor rezultă cele trei fiice, Gebeleis, Semele și Bendis, zeițele noastre sau ursitoarele poporului român. Astfel, noi suntem o combinație între poporul din Atlantida care a migrat, din câte am înțeles eu, pe meleagurile acestea și oamenii care, băștinași, care totuși erau aici, pe acest teritoriu. Da, exact. Deci aceasta este ideea. Ai subliniat perfect această idee care demonstrează în sine că acest spațiu nu era gol. Acest spațiu nu era gol, în consecință, cei care au declarat că au venit aici, pe aceste meleaguri, și le-au luat în posesie, nu au făcut altceva decât să o scrie o istorie care este. Dar asta nu înseamnă că au scris istoria care trebuie să fie. Deci noi suntem aici încă de pe vremea atlanților. De aceea cultura noastră strămoșească are o vechime de 12.000 de ani. În asemenea circunstanțe, întrebările care se desprind sunt: ce mai putem împrumuta de la alții? De ce am avea nevoie de cultura altora? De ce avem nevoie de validarea altor popoare? De ce să fim astăzi împărțiți, dezbinați? De ce să existe astăzi popoare care pretind teritoriile noastre
pretind cuvântul nostru românesc și pretind cultura noastră. Și, bineînțeles, o sumedenie de alte întrebări care se desprind din această conștientizare pe care ai realizat. Da, având în vedere că totuși suntem un popor atât de vechi pe cât spui tu, iar alții probabil că nu au o istorie atât de îndepărtată ca a noastră, nu? Exact. Deci, în asemenea condiții, ramaniții și abioi formează noua populație europeană, ramanito-abioi. Neamul ramanito-abioi a realizat regenerarea forțelor atlante sub două aspecte care sunt consemnate în istorie. Este vorba despre Remeția și Romoșia, pe care noi le cunoaștem din punct de vedere istoric, al istoriei care este sub conceptul de Romulus și Remus. Deci vorbim despre aceste regenerări, da, ca teritorii, da, Remeția și Romoșia. Prima etapă în formarea poporului român poartă numele de Ramanitate, de la Rama, și este cuprinsă între 11.393 și 5.041 înainte de Hristos. În această primă etapă a Ramanității se stabilesc coordonatele de verificare ale cuvântului, adică ale limbii. Prin stabilirea celor două loturi, vorbim despre lotul martor, Iliro-Galo-Helladic, și lotul de probare Latino-Draco-German. Perioada Remeția, cuprinsă între 11.393 și 7.888 înainte de Hristos, corespunde în mitologie conceptului Remus. Perioada Romoșia, cuprinsă între 7.888 și 5.041 înainte de Hristos, corespunde în mitologie Romulus. După etapa Ramanității, între anii 5.041 înainte de Hristos și 1.806 după Hristos, se desfășoară următoarea etapă în formarea poporului român, și anume etapa Romanității. Deci iată că aceste documente, toate aceste înscrisuri runice, toată învățătura care se desprinde din știința Cogaion, monumentul sacru de la Sarmisegetuza, demonstrațiile lingvistice de limbă, de formare a limbii, a cuvântului românesc, ne conduc la această idee potrivit căreia în acest spațiu carpato-danubiano-pontic s-a creat în sine ceea ce noi astăzi numim Europa. Da, foarte, foarte interesant, interesante aceste informații, Gabriela. Lucruri la care nu putem să, sau chiar deloc să ajungem. Dar e bine că, iată, uite, am reușit să facem emisiunea asta și sunt curioasă de informațiile pe care mai ai să ni le dai. Este o conștientizare foarte interesantă și importantă, cred, pentru noi românii, care mereu am fost, pare cumva, asupriți în această zonă de europeană, și atât de multe popoare și-au dorit acest spațiu și mereu cumva am fost sub o zonă de influență. Dar te las să continui și mai tragem concluziile pe final. Sigur. Acum intrăm, pentru că am înțeles povestea. Da, iar am înțeles. Da, da, povestea istoric-genetică a înființării poporului român. Avem posibilitatea să intrăm într-un alt domeniu de cercetare care este în sine cuvântul, pentru că singurul, unicul observator care a participat la tot acest periplu istoric este în sine cuvântul. Cuvântul este unicul observator și îmi cer iertare față de cei care studiază fizica cuantică, pentru că în sine cuvântul este un construct virtual. El însă
are și această capabilitate de a se transforma în materie. Deci unicul observator care a participat la tot acest periplu istoric este în sine cuvântul. Modul în care cuvântul a evoluat încă de la început, de la primele sale forme, forme de zgău, adică zgomote, până în momentul de față, prin îmbogățindu-se cu toate sensurile sale temporale. De-a lungul timpului, cuvântul s-a îmbogățit cu toate aceste sensuri. Și acest cuvânt poate fi observat în cultura noastră strămoșească și în mod special în ceea ce noi numim basme, povești, legende, mituri. Basmele, legendele, poveștile, miturile conțin în sine adevărul istoric, însă el este exprimat de o asemenea manieră, pentru că a fost exprimat prin grai viu într-un anumit moment istoric, iar cuvântul îmbogățindu-se, transformându-se, îmbogățindu-se cu valori sensuale, de sens, cu experiență concret logică, e bine, și-a pierdut sau și-a modificat în sine sensurile. Însă tot ceea ce regăsim noi în basmele noastre românești, această idee de făt frumos, această idee de Ileana Cosânzeană, ideea de pasăre măiastră, ideea de vulpoi pe care îl întâlnim în basmele, în special culese de Petre Ispirescu, ceea ce reprezintă conceptul de zmeu, ceea ce reprezintă prâslea, iorgovanul, ceea ce reprezintă găinăreasa, acest concept feminin care nu reprezintă altceva decât o imagine a ceea ce numim astăzi Muntele Găina. Pentru că Muntele Găina ne conduce la ideea de ou, de ou primordial. Deci toate aceste concepte și multe altele sunt păstrate în basmul nostru românesc. De aceea eu am început o activitate de decriptare a basmelor, am creat un grup și avem posibilitatea în acest grup să decriptăm basmele și să le observăm dintr-o altă perspectivă. De fapt, din unica perspectivă care este, și anume prin intermediul cuvântului. Decriptăm cuvântul în sine. Dacă privim la denumirile acestor personaje din basme, dacă privim la cuvântul basmului, dacă privim în conceptele basmului în sine, această idee de făt frumos care se dă de trei ori peste cap și se transformă, această transmutație, toate aceste concepte sunt concepte de cea mai înaltă fizică cuantică, de cea mai înaltă mecanică cuantică. În sine depășesc teoria lui Albert Einstein E egal cu MC pătrat și această teorie este depășită de calul năzdrăvan care se hrănea cu jăratic din basmele noastre românești. Dacă noi separăm aceste două concepte, conceptul de istorie adevărată, istorie care trebuie să fie, separăm conceptul de arheologos, adică tot ceea ce este decriptat prin monumente, prin rune. Și separăm conceptul de bas, deci dacă toate aceste trei elemente le separăm, atunci, cu siguranță, adevărul istoric nu va fi niciodată devoalat. Dar dacă noi aducem împreună aceste trei concepte, vom avea parte de o revelație extraordinară. Pentru că ceea ce se întâmplă în Alba, în Alba Iulia, se pun bazele Belagines, adică a legilor Belagine, pentru că alb în sine ne duce la vileag, adică la Belagus, adică la ceea ce reprezintă înlăturarea tuturor acestor fațete și descoperirea adevărului, a interiorului. Asta înseamnă Alba Iulia. Deci iată, la Alba Iulia se pun bazele
a ceea ce reprezintă mai departe ceea ce a reprezentat în știința Cogaionului și ceea ce reprezintă pentru noi în actual aceste legi Belagines. Da, foarte interesant. Să știi că te ascult cu mare interes, Gabriela, și mă gândesc exact ce spuneai tu la acele basme care ne erau citite în copilărie și tu spui că ar fi cumva reale? Sau că ascund, de fapt, niște povești în spatele a ceea ce putem noi să citim printre rânduri? Ideea care se desprinde din aceste basme este ideea potrivit căreia un popor își păstrează moștenirea genetică prin viu greu. Faptul că noi descoperim aceste basme, aceste mituri, legende, povești, este pentru că noi astăzi, oameni moderni, nu înțelegem că altădată povestea se păstra prin viu grai. Era o memorie care se transmitea din gură în gură. Noi astăzi, fiind oameni moderni, avem la dispoziție modalități de memorie. Fie că aceste modalități sunt cartea, fie că aceste modalități sunt gadgeturi, însă noi avem astăzi posibilitatea de memorie. De ca și cum am pus cuvântul într-o formă, am înfipt cuvântul, l-am fixat într-o structură și acea structură îl păstrează pentru noi. Însă altădată, oamenii nu aveau la dispoziție astfel de mecanisme de păstrare, astfel de mecanisme de memorare. Singura lor posibilitate era graiul. Graiul. Și graiul este o reflexie a cerebralului uman. Deci tot ceea ce altădată se păstra ca poveste, ca mit, ca legend, ca întâmplare, se păstra în imaginația, în neocortexul, în memoria ființei umane. Deci toate aceste basme, legende, istorisiri s-au păstrat prin viu grai și din generație în generație ele s-au înscris în memoria genetică. Ceea ce noi astăzi, ca oameni moderni, citim și denumim bas, este o poveste fantastică. Însă să nu uităm că fiecare epocă momentală, evenimențială, istorică, are fantasticul său. Cu siguranță, pentru omul de altă dată, calculatorul nostru, telefonul nostru, reprezintă fantasticul momentului. De aceea și pentru noi, acest trecut, când personajul era capabil de mutații, când personajul era capabil de o anumită moralitate, când personajul era supus încercărilor, e bine, acesta este fantasticul trecutului. Fiecare epocă istorică are fantasticul său. Însă, ceea ce observăm este că, pe măsură ce timpul a trecut, ființa umană și-a pierdut din fantastic, din acel fantastic, și-a pierdut din moralitate, din capacități, capacități fizice, capacități extrasensoriale, și-a pierdut în sine capacitățile sale de a pune magie prin cuvânt în materie. Altădată, vindecătoarea satului așeza în remediul său și vraja prin cuvânt. Acum noi suntem în această fermecare, pentru că acea vrajă, acel cuvânt, acel descântec al bătrânei de altă dată era o fermecare, o vrajă, era un neînțeles, un ceva dumnezeiesc. E bine, și noi păstrăm această idee de dumnezeiesc prin farmacie. Farmacia este farmecul de altă dată, însă acum este anorganic
și în totală discrepanță cu organicul care suntem. Deci, toate aceste concepte care se regăsesc altădată în cultura strămoșească sunt păstrate prin cuvânt, conceptual și în momentul actual. Însă, oarecum, sensul lor s-a schimbat și de aceea avem senzația că vraja, magicul de altădată sau fermecarea de scântecului nu se mai găsește astăzi. Ei bine, el se găsește, însă este patentul cuiva. Se numește farmec, farmacie, fermecare. Deci, atât cumva că tot ceea ce a aparținut culturii străvechi, a acestor capacități extraordinare a omului de altădată care trăia într-o comuniune perfectă cu natura, care împrumuta din vraja, din potențialul, din magia naturii și a tuturor elementelor componente, e bine, omul a pierdut din această vrajă, a pierdut din această capacitate și toate acestea, toate aceste capacități extraordinare au devenit patentul cuiva. De aici, pornind în sine, iată, de la o idee, vorbim despre poporul Treacă-Cetodac, despre acest cumul de neamuri, despre aceste înnemuiri, aceste neamuri, aceste populații Treacă-Cetodace, care aveau 70.000 de zeități. Faptul că exista un astfel de concept, o astfel de manifestare social a ceea ce reprezenta epoca. Faptul că Treacă-Cetodace aveau 70.000 de zeități ne conduce pe noi la o idee care oarecum pare fantastică pentru noi în acest moment. Cum este posibil? Ce reprezintă? Aceste 70.000 de zeități echivalează cu politeismul? Nu. Ci cu libertatea fiecărui individ de a-și reprezenta Dumnezeul, de a-și reprezenta natura, capacitățile extraordinare ale cosmosului, ale naturii, în sine, prin modul său unic de percepție. Cumva modul fiecare avea ziul lui, nu? Fiecare avea modul lui de a reprezenta în sine zeitatea. Deci fiecare avea modul său propriu de a percepe și de a reprezenta ceea ce era Dumnezeul. Deci 70.000 de zeități se referă la modul fiecărui individ aproximativ de a reprezenta ceea ce în sine reprezintă Dumnezeu. Libertate pe care noi, ca indivizi, astăzi am pierdut-o. Eu nu vorbesc despre politeism și monoteism. Acestea sunt concepte care nu s-au înțeles în limba română, pentru că noi, ca popor, nu ne cunoaștem limba română. Pentru că nu am studiat, și mă refer la educație, la parcursul educativ, decât limba latină. Însă, la formarea limbii române au participat limba latină, a participat această limbă veche, care este limba pientra, a participat în sine limba germană. Deci, noi ne cunoaștem limba română, dar numai în parte. Și atunci, bineînțeles că toate aceste cuvinte, cum sunt, de exemplu, politeism, monoteism, necunoscând limbajul Treacă-Cetodac, nu sunt înțelese. Sau înțelegem doar o parte din cuvântul respectiv. Deci, faptul că exista o libertate în perceperea a ceea ce reprezintă Dumnezeu, ne conduce la ideea că Treacă-Cetodacii trăiau liberi. Liberi atât din punct de vedere a ceea ce reprezintă legiuitatea sau legiuitorul, din punct de vedere teritorial, din punct de vedere geografic, din punct de vedere al patrimoniului său, al modului în care acest spațiu, acest teritoriu și bogățiile patrimoniale erau gestionate.
libertate pe care noi nu o avem astăzi. Un popor este liber, gândește, percepe, reprezintă și se exprimă liber. Doar în momentul în care nu există o lege care să-l subjuge. Doar atunci poporul, nația, tribul respectiv are și această libertate de expresie, de percepere, de reprezentare, de reprezentare a zeității, de reprezentare a elementelor naturii, a miticului, a ceea ce reprezintă simbolistica, tradiția, pentru că există această libertate există această libertate în participațiune. Adică suntem participanți la această bogăție, fie că ea este teritorială, fie că ea este culturală, lingvistică, reprezentativă. Poate am complicat un pic lucrurile prin aceste explicațiuni. Ne întoarcem la ideea de bază, ne întoarcem la ceea ce reprezintă acest făt frumos care se dă de 3 ori peste cap. În cultura noastră popurană, pentru că basmele par ceva simplu, basmele par ceva simplu de decriptat de domeniul științifico-fantasticului, ceva ce nu poate fi privit cu seriozitate. De aceea doresc să ofer altă imagine asupra ceea ce reprezintă etica basmului. Noi nu mai facem basmeologie, besmetică, adică suntem besmetici. Nu, facem etica basmului, adică decriptăm cu adevărat, prin cuvântul viu, ceea ce reprezintă această bogăție extraordinară strămoșească. Acest făt frumos din basmele noastre, acest fecioraș, care este în sine reprezentarea teritorială a făgărașului, acest fecioraș, acest făt frumos, acest fetus iorgovan, moldovean, ardelean, verde și așa mai departe, da? În funcție de teritoriul, da? Geografic unde s-a înscris povestea, istoria, acest făt frumos avea capacitatea în basmul românesc de a se da de 3 ori peste cap și a se transforma în porumbel, de a se transforma în greuceanu. Da? Deci, într-o ființă cu capacități extraordinare. Această dare de 3 ori peste cap nu reprezintă altceva decât în sine știința despre modul în care a fost creat cerebralul uman. Ființa umană, așa cum am moștenit din învățătura zalmoxiană, din știința Cogaionului, Zalmoxis la rândul său, de la înaintașul său Atlant Rama, așa cum am moștenit din aceste învățături, știm că cerebralul uman este un construct de 22 miliarde de conexiuni neuronale, ceea ce înseamnă 22 000 000 000 000 000. Aceasta este darea de 3 ori peste cap și reprezintă întoarcerea la matricea originală, întoarcerea la proiect, la construct, la virtual, încărcarea cu o nouă structură și revenirea în materie. Ori aceasta este o învățătură extrem de complexă pe care noi nu vom expune în această întâlnire. Însă, basmul românesc, ceea ce doresc să subliniez, păstrează basmul românesc, basmul nostru strămoșesc, păstrează cea mai înaltă învățătură din toate timpurile, în toate timpurile. Ceea ce noi încercăm astăzi doar să scrijelim, doar să, cum să spun eu, să adulmecăm prin ceea ce se numește fizică cuantică, mecanică cuantică. Exista deja în cultura noastră ca mare învățătură la îndemâna tuturora. Această mutație care se definește în bază ca fiind
darea de trei ori peste cap, această mutație a, este în sine mutația acidului dezoxiribonucleic. Și această mutație a ADN-ului uman se realiza menetal și este în sine demonstrat lucrul acesta pentru că noi suntem primii posesori de mental în metalifer la Mintia. Deci este locul în sine, geografic, spațial, hologramatic, în care s-a făurit prima minte, primul cerebral. Deci, cumva, nu mai vorbesc despre toate aceste zăcăminte, vorbesc despre Săcărâm, vorbesc despre Nucu, vorbesc despre Roșia Montană, vorbesc despre peșterile unde s-au descoperit runele, cum este peștera aia lui Micioare. Deci, noi avem toate aceste învățături pe care, din păcate, le ignorăm și nu este vina noastră, nu este vina nimănui. Am fost educați, manipulați în acest sens și căutăm în altă parte, însă plecăm să căutăm cunoaștere, pentru că în sine cunoașterea este ceea ce caută orice individ, orice ființă superioară. Plecăm în această călătorie a cunoașterii. Noi plecăm în acest voiaj de descoperire a înzeirii, însă din păcate ne întoarcem săraci, pentru că ceea ce descoperim acolo nu este pentru noi, nu este cultura noastră. Ne întoarcem transformați, indianizați, ne întoarcem engleziți, ne întoarcem din acest exod, ne întoarcem cu concepte care nu ne aparțin. Sunt doar concepte așezate într-o altă geometrie și paradoxal că aceste concepte pe care noi le împrumutăm, le aducem din culturi străine, sunt tocmai conceptele noastre originale. Pentru că de aici, din Simeria, a plecat urmașul de Sumer. Deci, cumva noi nu înțelegem măreția acestui popor și măreția acestui spațiu, dar da, întreaga măreție este păstrată în basme și legende. Te rog. Cum îți explici acest lucru, Gabriela? Că poporul nostru, așa cum îl descrit tu și cum și pentru mine face foarte mult sens, este adus să fie, să se simtă atât de mic, de neînsemnat. Suntem de ce? Te rog. De ce? Asta zic, de ce se întâmplă asta? De ce vom descoperi în timp, într-un viitor? Uh-huh. Acum, pentru că în sine, pe măsură ce noi vom vindeca, pentru că această cultură, această întoarcere la glia strămoșească, la medicina poporului român, la medicina din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, la basmul nostru, la știința noastră, să ne întoarcem la Grigore Moisil, să ne întoarcem la Harry Coandă, să ne întoarcem la Titu Maiorescu, să ne întoarcem la Zoe Dumitrescu Bușulenga, să ne întoarcem la Lucian Blaga. Și lista poate continua infinital. Aceste întoarceri sunt întoarceri la medicina noastră, la lingvistica noastră, la tot ceea ce reprezintă necesitățile noastre. Noi avem în cultura noastră cea mai vindecătoare medicină de pe pământ. Dacă vrem să privim în aiurea și să vedem ceva ce nouă nu ne trebuie, atunci privim în aiurea, în Ayurveda. De ce cumva am fost orientați să privim în cu totul altă direcție, numai în noi înșine, nu? De ce am fost orientați să ne indianizăm, să ne jidănim?
să ne transformăm, să ne transformăm în altceva decât ne-a fost dat să fim. Deceul acesta va fi descoperit pe măsură ce omul din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic nu și-a pierdut și ultimele sale calități de om și se va întoarce către ceea ce reprezintă glia strămoșească. Pentru că această glie conține remediul. Această glie strămoșească conține atât remediul organic, cât și remediul mental, pentru ca omul trăitor în acest melegar să se vindece pe sine, să-și vindece istoria, trecutul și să-și construiască viitorul. Pe măsură ce ne vom întoarce la ceea ce odată am fost, pentru că a fost odată ca niciodată, am fost odată ca niciodată, odată ce ne întoarcem la ceea ce am fost, ne amintim astfel ceea ce vom deveni. Pentru că noi avem toate ingredientele necesare pentru a fi poporul. Popor între popoare. Pentru a fi acel leagăn al civilizațiilor Pământului. Suntem în structura noastră creați aici, în acest miez european, pentru că noi suntem toți europeni, pientra, limba de piatră, și pietrele vor vorbi, și când pietrele vor vorbi, adică runele vor prinde glas, adică va exista un cerebral care să decripteze această mărăție care stă înscrisă în piatră, în rune, e bine, atunci ne vom trezi la o realitate și ne vom întreba cum este posibil să ignorăm atâta frumusețe, atâta cultură și atâta medicină. Da. Deci, va exista un astfel de moment și nu suntem departe de acest moment, care va fi ca un soi de portal către o nouă Românie, o nouă omenire. Doamne ajută! Îți mulțumim frumos, Gabriela, pentru discuția de astăzi. Foarte multe lucruri interesante și te aștept să continuăm această discuție, pentru că nu se oprește aici și sunt multe lucruri de descoperit în emisiunile viitoare. Îți mulțumesc pentru discuția de astăzi. Mulțumesc! Dragi ascultători, a fost alături de noi Gabriela Braniște, o discuție profundă, interesantă, se apropie ziua noastră a românilor și iată că Gabriela a venit cu un nou concept și cu noi explicații și chiar cu noi descoperiri, lucruri pe care ea le studiază acolo în Munții Apuseni și pe care ni le pune și nouă la dispoziție, pentru că nu e așa, am ajuns într-o lume în care suntem într-o fugă continuă și nu mai apucăm să ne întoarcem la ceea ce este mai important și să ne descoperim și să ne dăm seama de fapt ce popor deosebit suntem și iată, de asta avem nevoie de oameni precum Gabriela, pe care o îmbrățișăm și mulțumim. Și eu vă mulțumesc vouă că ați stat alături de noi în această seară, că ați ascultat-o pe Gabriela cu mult interes. Vă îmbrățișez și ne revedem săptămâna viitoare, începând de luni, tot aici, la Golden Hour cu Jessie. Un weekend relaxant vă doresc. Vă îmbrățișez și vă pup!